A fost cântec, joc și voie bună în comuna Dărvare, acolo unde oamenii, alături de autoritățile locale și cele județene, au participat la evenimentul artistic organizat de către administrația locală, condusă de primarul Ionuț Gârgă și Consiliul Local, pentru cea de-a doua ediție a Zilelor Comunei. Cu inima plină de entuziasm și spirit de comunitate, locuitorii din Dărvare și-au celebrat identitatea și tradițiile locale în cadrul Zilelor Comunei. Oamenii s-au bucurat să fie împreună în cea de-a doua zi de Paște, au jucat și au ascultat muzica artiștilor locali din cadrul Centrului Cultural Nichita Stănescu, dar și cunoscuți interpreți Olguța Berbec și Remus Novac. Programul festivităților a fost variat și atrăgător pentru toate vârstele. Spectacole de muzică populară și tradițională, dansuri locale și concerte live au încântat inimile participanților. De asemenea, târgurile cu produse locale și meșteșugărești au oferit ocazia de a descoperi bogăția gastronomică și artistică a regiunii. Într-o demonstrație de sprijin și implicare în viața comunității locale, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la Zilele Comunei Dărvari, evenimentul anual care celebrează tradițiile și cultura locală. Cu un discurs încurajator, președintele Aladin Georgescu a subliniat importanța conservării și promovării tradițiilor locale și a evidențiat contribuția valoroasă a comunității din Dărvari la dezvoltarea județului Mehedinți. Îl felicit pe primarul Ionuț Claudiu Gârgă pentru buna desfășurare a evenimentului, pentru tot ceea ce a făcut pentru locuitorii comunei și pentru susținerea pe care o are. Am convingerea că va continua să dezvolte proiecte importante și în anii următori, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. La frumosul eveniment, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a participat senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, prefectul județului, Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, consilierii județeni Vali Manțog și Alexandru Cojocaru. Locuitorii din Dărvari au salutat cu entuziasm participarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de autoritățile județene la eveniment și au exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat comunităților. Prezența acestora a adus un semnal puternic al angajamentului administrației județene în susținerea inițiativelor locale și în promovarea valorilor tradiționale și culturale ale județului Mehedinți.